fenomene stranii. Localnicii spun că au văzut lumini care apăreau din senin și dispăreau apoi fără urmă. Printre cei care au văzut luminile sunt și câțiva observatori de la stația meteo din zonă. Oamenii din comuna Ceahlăul sunt convinși că luminile pe care le-au văzut nu sunt rodul imaginației lor. Acolo s-a observat sus pe cer lumina asta puternică. Toate după dealul ăsta, dincolo de deal, sus. Acum 3 săptămâni, lumina a apărut din nou. De data aceasta a fost văzută de un meteorolog de la stația Toaca. La ora 11, la ora 12 și un sfert, cam așa, în decurs de oră, o lumină galbuie semănând ca un far de poziție de mașină. Așa. Și a stat nemișcată de curs, cum v-am spus, de o oră. Am strigat, am chiuit, nu s-a mișcat de acolo absolut deloc. În zona respectivă nu sunt lumini, nu este nimic, absolut nimic, este o zonă de jnepeniș. Deci puteam vedea senin, era afară. Ion Cojoc nu este singurul observator de la stația meteo care a văzut o lumină stranie. Era, știu, o suprafață foarte mare, în formă ovală, în direcția Piatra Neamț. O lumină uriașă, în formă ovală, aurie, care nu sunt încadrat în fenomenele atmosferice care le cunoaștem de fapt. Localnicii cred că luminile care apar deasupra Ceahlăului nu ar putea fi puse pe seama unor fenomene naturale. Oamenii nu îndrăznesc să aprecieze luminile ca fiind apariții OZN de teamă să nu fie luați drept nebuni. Ei speră ca știința să poată explica prezența acestor ciudate lumini pe Ceahlău. Răzvan Hanganu, Pro TV.